Anul trecut, în luna octombrie, se înființa la Călăraș Asociația Pacienților Oncologici cu scopul de a oferi suport pentru pacienți și familiile lor. Primele acțiuni au devenit deja vizibile prin implicarea directă a membrilor fondatori. Astăzi, în studioul nostru de televiziune, sunt prezente doamna dr. Silvia Velescu, medic-oncolog. Bine ați venit în studioul nostru de televiziune și bine ați venit la prima emisiune, cred. Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumim pentru invitație. Din calitatea aceasta, în calitatea aceasta de medic-oncolog la Spitalul Județean Călăraș. Da. Și de asemenea îi spun bun venit și doamnei Nicoleta Lazăr, sociolog și absolvent al unui curs de navigator de pacienți oncologici. Bineînțeles că trebuia să aibă legătură cu subiectul pentru care am convenit să ne întâlnim astăzi. Asociația Pacienților Oncologici din Călăraș, foarte tânără, înființată aproximativ acum o jumătate de an și care, iată, deja are câteva acțiuni la activ, acțiuni despre care o să vorbim imediat, dar am să vă rog pentru început, doamna Nicoleta Lazăr, de unde ideea aceasta a înființării unei asociații? Ideea am avut-o cu mult timp în urmă, dar odată cu venirea domnișoarei dr. Velescu la Călăraș am putut să o concretizez. Este venită din nevoia de a ajuta pacientul oncologic. Pacientul oncologic care atunci când află un diagnostic este debusolat, pot să spun. Nu știe unde să se adreseze, nu știe ce pași are de urmat. Tocmai de aceea am fost și am făcut și aceste cursuri de navigator de pacienți oncologici în Institutul Oncologic București cu Victoria Asanache, singurul navigator medical din România autorizat. Aș spune că impactul este uriaș și asupra întregii familii. Da. Cu siguranță, pentru că, da, un prim pas este ajutorul familiei atunci când se află diagnosticul, dar pot să spun că nici familia nu este informată. Și atunci familia vine și cere informații medicului. Am avut o perioadă în care n-a fost medic-oncolog la Călăraș și atunci trebuia să-i direcționăm către centrele din țară și să le și spunem pașii pe care i-au de urmat în stabilirea corectă a unui diagnostic, pentru că nu este de ajuns să se pună un diagnostic pe un buletin histopatologic. Mai departe mai sunt pași de urmat, da, până la punerea unui diagnostic cu certitudine, pentru că medicul stabilește tratamentul după ce există un diagnostic pus cu certitudine, adică un tip de celulă. Aș vrea să ne spună câteva cuvinte medicul oncolog, proaspăt sosit la Călăraș, nu? Un an? Un an și cinci luni. Ați venit într-o situație disperată în care se afla secția oncologie pentru că nu mai era medic oncolog. Da, am venit anul trecut în ianuarie. Mi-am început activitatea pe 15 ianuarie, plină de speranță că pacienții din județul Călăraș vor putea beneficia de tratamente ca și cei din alte părți ale țării. Am găsit o secție frumoasă, cu un colectiv unit și, da, am găsit-o și pe colega mea, Lazăr Nicoleta, cu care am înființat această asociație. Sunteți membre fondatoare. Da. Ale asociației. Vă ajunge timpul? Pentru că știu că sunteți foarte presată, singurul medic oncolog deocamdată. Deocamdată, în curând. Avem și vești bune, nu? În sensul acesta. Un ajutor, da, cu pacienții din județul Călăraș. A fost greu, a fost o perioadă grea, dar prin sprijinul echipei de pe secție am putut să răzbim și să oferim ajutor atât pacienților care se află în tratament, cât și celor care au nevoie doar de îngrijiri paliative. Așa cum spuneați, diagnosticul de cancer în sine este un diagnostic crunt. Pacientul numai la auzul acestei informații deja este pierdut, se simte neputincios, se simte rău și se simte pe moarte.
pentru că de obicei cancerul este asociat cu moartea. Ei bine, medicina a avansat în așa fel încât nu mai trebuie să facem astfel de asocieri, nu mai asociem mai ales atunci când este depistat din vreme. Exact. Stadiile incipiente ale bolii se pot trata și putem vorbi chiar de vindecare. Vindecare care apare după un anumit timp, un anumit interval liber de boală, cum se numește ea. Da, dar știți că noi nu avem în obișnuință să ne facem periodic analizele, din păcate. Nu prea mergem la medic decât atunci când ne simțim cu adevărat rău, foarte rău. Adică în al 12-lea ceas sunt puțini cei care își fac niște analize periodic din diverse motive. Unii pur și simplu din comoditate, alții pentru că nu au încredere, alții pentru că nu au bani. E drept, dar unul dintre obiectivele Asociației Pacienților Oncologici Călărași este de a promova acțiunile de screening. Ne-am propus ca în intervalul următor să demarăm mai multe acțiuni de screening la nivel județean, să mergem și să informăm populația despre ceea ce trebuie să facă în legătură cu monitorizarea sau depistarea unei boli de asemenea gravitate. O să mergem în instituții, în companii, ne-am propus chiar și în școli, pentru că, da, dacă omul are informația, atunci cu siguranță se îndreaptă către medic atunci când se sesizează că este o dereglare în organismul lui. Chiar dacă vorbim despre constipație sau despre diaree, de exemplu. Dacă fiecare dintre cei care acuză astfel de simptome s-ar adresa unui medic atunci când le întâmpină, atunci poate că ar fi mult mai bine. Medicul de familie, iarăși, este medicul cu care o să avem o foarte mare legătură și colaborare, pentru că pacientul, în primul și în primul rând, la medicul de familie ajunge și medicul de familie să-l ghideze către specialitatea aferentă simptomatologiei lui. Așa cum spuneam, din fericire, ați inițiat mai multe acțiuni. Una dintre ele s-a întâmplat chiar de Ziua Mondială a Sănătății, când ați organizat un spectacol umanitar susținut de trupa Trepte. Ce s-a întâmplat după? Targetul nostru este mare. Noi ne dorim 45.000 de euro pentru un aparat de durere, se numește Scramble Therapy. La acest curs de navigator de pacienți oncologici am întâlnit un medic ateist care și-a terminat studiile în Italia, a lucrat 11 ani în Italia, după care a venit în România și a deschis o clinică și a adus acest aparat de Scramble Therapy. Este singurul aparat din România la ora aceasta. El mi-a facilitat contactul cu profesorul Marineo din Italia, cel care a brevetat aparatul, și în același timp mi-a obținut și o ofertă foarte bună de preț. Valoarea reală a lui este de 67.000 de euro, dar pentru că suntem o asociație, ne-a făcut o reducere și a ajuns la suma de 45.000 de euro. Mihai Băcanu, care a fost și la lansarea asociației noastre în 4 februarie, a venit cu aparatul la Călăraș, l-am testat pe câțiva dintre pacienții noștri. Pot să vă spun că un pacient care lua 200 de grame de miligrame de morfină pe zi, 60 de ore nu a avut nevoie de tratament de durere, după ce a urmat o procedură de 30 de minute cu acest aparat. Deci aparatul acesta alină efectiv durerea sau aproape că o elimină? O elimină. 45.000 de euro, ați spus. Da. Câți pacienți aveți acum pe oncologie, de exemplu? Sunt foarte mulți pacienți și incidența cancerului este în continuă creștere. Aveam mai ales la vârste mici. Niște cifre în legătură cu incidența în jur de 900 de CNP-uri distincte pe an, care au fost luate în evidență la nivelul județului Călăraș. Foarte mult, aș spune. 7.000 de pacienți, da? Unii care urmează tratament în județ și alții care urmează tratament printre în afara ei și județului. Copii.
De copii nu ne ocupăm, pentru că oncopediatria este o specialitate aparte. Adolescenții mai puțin, să spunem că oameni pornind de la 30 de ani în sus. Iar incidența cancerului, din păcate, este în continuă creștere la persoane tinere. Da, este o foarte mare provocare pentru toată societatea, nu numai pentru medicii de specialitate. Iată, cancerul, condițiile de viață care se schimbă, din păcate, foarte repede și nu în bine. Și mă refer aici, în primul rând, la marile orașe, unde știm cu toții cât de poluate sunt. Și, până la urmă, și poluarea de la locul de muncă, în multe dintre situații. Aș vrea să vă mai întreb, suma e mare. Cei care ne ascultă acum, probabil că se gândesc deja că e aproape imposibil să strângeți bănuții ăștia. Cum veți continua sau cu ce? Noi ne gândim că sigur nu va fi imposibil să strângem suma aceasta. Deja am avut o întâlnire cu reprezentantul Tenaris pe România, care ne-a asigurat că încearcă să ne sprijine din acest punct de vedere. Ne-a mai dorit contacte cu companiile care dezvoltă activități în Călăraș, pentru că, da, în afară de forța de muncă, da, pe care o au, trebuie să vină și în comunitate cu un ajutor, așa gândim, și atunci avem speranța că poate ne vor direcționa acel impozit. Cu evenimentul caritabil din 7 aprilie ați atras atenția asupra proiectului dumneavoastră și asupra ceea ce vă propuneți să faceți. Demersurile continuă, înțeleg, da, cu contacte directe cu reprezentanței unor firme private din Călăraș și, de ce nu, poate sunt și persoane fizice care pot și vor să ajute, cu atât mai mult cu cât poate unii au avut aproape pe cineva care a trecut printr-o astfel de experiență nefericită. Da, chiar avem pacienți care merg și depun în contul asociației. Au venit în nenumărate rânduri și ne-au întrebat unde pot depune. Orice sumă de bani este importantă, da, oricât de mică ar fi. Cu siguranță. Noi le mulțumim pe această cale, pentru că, da, fiind un pacient oncologic, să mai ai bani, să mai și donezi, pentru că asta este problema pacientului oncologic. Dispărarea familiei la începutul bolii, atunci când află diagnosticul, sunt dispuși să plătească investigațiile, în schimb nu sunt informați că este o luptă de cursă lungă, da, și care implică costuri financiare foarte mari. Da, pacientul trebuie monitorizat la 3 luni, la 6 luni, în care trebuie să-și facă investigații imagistice, analize de sânge, și atunci, din 3 în 3 luni, sumele sunt foarte mari și greu suportate de familie. Și din punctul ăsta de vedere îi consiliem, da, că este bine să recurgă la serviciile gratuite. Urmează acum, în luna mai, un alt eveniment. Da, o las pe domnișoara doctor să vă spună despre eveniment. Urmează o altă piesă de teatru pe 26 mai, tot în speranța de a strânge fonduri necesare pentru ceea ce ne dorim să achiziționăm. Aparatul acela, că nu am spus la momentul respectiv, este un aparat de neuromodulare a durerii. Practic, el ameliorează durerea, o șterge de la nivel cerebral și pacientul poate, prin intermediul acelui aparat, să renunțe la dozele de morfină, de multe ori, da? Mai ales în cazul pacienților cu metastaze osoase, e foarte, foarte benefic acest aparat, și implicit a reacțiilor adverse date de tratamentele opioide și tratamentele pentru bolile în stadii avansate. Am reușit să achiziționăm niște bănuți în contul asociației. Îi vom folosi pentru a face și mai multe proiecte pe viitor și, da, sperăm că vom strânge în cel mai scurt timp, pentru că nu avem acea ofertă pe o perioadă extrem de lungă de timp, bănuții pentru a achiziționa aparatul și la nivelul județului Călăraș. În țară el nu este decât la București, la colegul și prietenul nostru Mihai Băcanu. În rest nu
nu dispune altcineva de aparatul respectiv. Sperăm să-l avem noi aici și să facem bine pacienților din comunitatea călărășană. Iar noi sperăm și avem mare încredere în proiectul dumneavoastră, extrem de ambițios, cum ar fi să lansăm o astfel de informație că avem un astfel de aparat la Călăraș. Iată, abia așteptăm să se întâmple lucrul acesta pentru toți pacienții dumneavoastră care au probleme foarte serioase de sănătate și care au mare nevoie de un astfel de ajutor și mai ales de astfel de oameni. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați ales astăzi să răspundeți invitației noastre și cu foarte mare respect vă spun că sunt și călărășeni care cu siguranță se vor alătura proiectului. Cine vă mulțumim. Succes! Mulțumim. Suntem convinse că oamenii din comunitatea noastră vor fi alături de noi. Ne vedem așadar pe 26 mai, da? Da. Vă așteptăm cu drag. Mulțumim!